Faptul că în urmă cu două săptămâni peste 40 de asociații de proprietari din Giurgiu au rămas fără apă rece a scos la iveală mai multe nereguli ascunse bine în hârtii de către administratori. De exemplu, sunt locatari cărora li s-a spus că întreaga sumă pe care o au de plătit la întreținere este pentru apă, aspect ce nu poate fi demonstrat de către asociație cu documente, sau sunt asociații care nu au mai plătit facturile la apă de circa un an, deși locatarii sunt la zi, conform chitanțelor. Primăria Giurgiu a luat act de aceste nereguli și le-a cerut administratorilor de bloc sau de scară să țină cont de anumite reguli. Și am chemat toate asociațiile. Prima dată le-am trimis să țină încasarea banilor pe elemente, adică pe apă, pe canal, pe încălzire, pe cheltuielile lor comune și salarii. Că dacă eu vin și plătesc 100 de mii de lei sau 1 milion sau 10 milioane dintr-o datorie de 50, eu îi spun, domnule, acum am nevoie să-mi deblochez apa. Că am, mi-ai spus că am la apă atâta, plătește-mi apă. Luna peste două luni mai plătesc 10 milioane, dar îmi plătești cu ăsta, cum îi spune, energia termică. Că eu aia o să am probleme peste două luni. Și salariul tău și al nu știu câți în jur care mai ciocănesc câți evile pe la subsol, le dau mai încolo. Și vă dau și vouă, dar mai încolo. Acum, astea sunt a mea, mie, că altfel mi-o oprește apa și canul. Nu. Ei își iau banii pe între comune, să-și te angajeze 2-3. Ei își iau salariile toți la zi. Da. Ei mai datorii. Asociația ta are datorii la furnizor de 100 de milioane sau de 1 miliard. V-ați luat salariile? Bineînțeles că legea ne spune că prima dată trebuie să ne dăm salariile. Zic, da, și prestele serviciu. De ce? Tu acasă, dacă nu ai plătit energia, de ce nu zici, nu ați venit, plătesc pe așa, că eu trebuie să mănânc. Energia o plătesc mai încolo, că poți să mă uiți pe întuneric. Te uiți și plătești utilitatea. Și le-am spus să țină plățile separat pe fiecare element. Păi bineînțeles că e muncit mult, că e legea care spune și că nu știu ce. Discuțiile mari le făceau mulți care nu aveau datorii. Și atunci mi-am dat datorii, sunteți caz bun, n-am nicio treabă. Cei care au datorii, dacă îi dă cineva în judecată, nu o să poată să justifice suma aia care o au pentru apă. Fiindcă el a avut datoria la grămadă, plata a făcut-o tot la grămadă. Dintr-o două grămezi n-ai cum să știi care reprezintă. Dar pentru că asociațiile de proprietari au statut juridic, locatarii care se simt înșelați de către administratori au două variante. Fie să numească alt administrator, fie să dea în judecată asociația. Cât despre compartimentul din primărie care răspunde de asociații, nu putem spune prea multe. Chiar primarul este nemulțumit de angajații săi, așa că își propune o înlocuire a funcționarilor compartimentului respectiv.